Prin ordonanța de urgență numărul 78 din 2020, autoritățile publice locale sighetene trebuie să distribuie 50 de măști de protecție de om pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza municipiului. Se încadrează în această categorie persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza legii privind venitul minim garantat, persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, pensionarii sistemului public de pensii, ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Măștile vor fi distribuite de către echipele mobile ale Direcției de Asistență Socială Sighetul Marmației zilnic între orele 8 și 16.